și a pus neuronii la treabă pentru a înțelege funcționarea sistemului nervos central. Golgi a descoperit formațiuni intracelulare care au fost subiect de dispute științifice până în anii 50 ai secolului trecut, când microscopul electronic i-a dat dreptate. Își spunea compozitor cu jumătate de normă, obsesia lui fiind activitatea dirijorală și conducerea operei din Viena. Mahler nu tolera interpretarea neglijentă sau neatentă, motiv pentru care nu a fost niciodată mulțumit de vreo orchestră. A ales pictura căci îi era la fel de vitală ca aerul. I s-a părut o fereastră prin care putea să-și găsească scăparea într-o altă lume. Impresionat de flori, Marc Chagall credea că arta este efortul necontenit de a concura frumusețea acestora. Regizorul american a avut meritul de a fi inițiat cuplul actoricesc Spencer Tracy, Katharine Hepburn. George Cukor a ilustrat cu măestrie conceptul fabricii de iluzii prin care era caracterizată producția hollywoodiană. În vara anului 1943, regizorul italian a acceptat să facă un film la solicitarea Vaticanului pentru a salva viața a aproximativ 300 de persoane căutate de poliția secretă nazistă. Acestea au fost angajate ca actori și figuranți, acordul secret dintre De Sica și Sfântul Scaun, prevăzând prelungirea filmărilor până când germanii urmau să părăsească Roma. Înainte de a studia actoria la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București, viitorul celebru regizor a devenit arhitect. În această calitate, Liviu Ciulei s-a ocupat de scenografia majorității pieselor montate de el, contribuind și la reconstrucția auditoriului Teatrului Bulandra. Sculpturi monumentale ale artistului împodobesc orașe precum Reșița, Constanța sau București. Alte lucrări semnate Constantin Lucaci se găsesc în colecții particulare sau publice din Anver, Copenhaga, Ferrara, Milano, Roma, Veneția. Sherlock Holmes este un personaj literar creat după modelul real Joseph Bell, profesorul din Universitatea al scriitorului Arthur Conan Doyle. A dorit să-i vină de hac la un moment dat, recunoscând într-o scrisoare către mama sa că Holmes îl împiedică să se concentreze asupra unor lucruri mai importante. Fostul toboșar al Beatles-ilor nu va scăpa niciodată de comparația cu mai talentații Lennon, McCartney și Harrison. Cei care l-au cunoscut pe Ringo Starr l-au perceput ca fiind sincer, modest, bine dispus, plin de un umor mucalit și iremediabil simpatic. Încurajat de tatăl său să studieze muzica, interpretul italian a ajuns în deceniul 8 al secolului trecut un obișnuit al festivalului de la San Remo. După ce în 1980 a câștigat trofeul, Toto Cutugno a devenit un obișnuit al locului 2 la renumitul festival de muzică italiană. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. A făcut parte din echipa reformistă a lui Gorbaciov, ocupându-se de politica externă a Uniunii Sovietice. După destrămarea acesteia, Shevardnadze s-a întors acasă în Georgia, unde a devenit președinte, ceva mai autoritar. Angela Ciochină, artistă apreciată de publicul românesc în anii 80, a avut un sfârșit chinuit în ultimii 8 ani din viață, după pierderea surorii mai mici și a tatălui, trăind retrasă la Urecheni, județul Neamț, suferind de ciroză hepatică. Niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.